După preluarea conducerii organizației municipale a PNL de către deputatul Florian Nicolae, echipa liberală de la municipiu a devenit mai numeroasă și mulți giurgiuveni continuă să se îndrepte către PNL, a arătat astăzi purtătorul de cuvânt Liviu Popazu. Ne așteptăm ca venirea în rândurile noastre a domnului deputat Nicolae Florian și a echipei domniei sale să producă niște schimbări. Cea mai importantă fiind afluxul de oameni, de cetățeni care vor să activeze în rândurile noastre. Tot mai mult giurgiuveni se îndreaptă către organizația noastră în acest context de desfășurare a ședințelor pe OSV-uri și mesajul pe care l-am transmis prin responsabili, prin președinții de OSV-uri, penetrând în rândul populației, cred că a determinat acest aflux. Deputatul Florian Nicolae a declarat că printre principiile de bază ale activității liberalilor din municipiu se numără unitatea și disciplina. El a menționat faptul că își dorește un dialog permanent atât între membrii PNL cât și între organizația liberală și cetățeni. În primul rând aș vrea să mulțumesc organizației Partidului Municipal a Partidului Național Liberal pentru modul în care se mobilizează și pentru modul responsabil în care și disciplina politică interioară în care abordează toate problemele organizației și contribuie la întărirea organizației politice la nivelul municipiului. Respingem orice abordare de tip conflictual. Știm că lucrul în echipă presupune incluziune și nu marginalizare. Punem un deosebit accent pe comunicare și dialog permanent cu între membrii politici și simpatizanții partidului nostru. De asemenea, ne dorim o comunicare și un dialog permanent cu administrația publică locală, cu cetățenii din municipiul Giurgiu, în vederea identificării de noi proiecte economice, sociale și investiționale. Florian Nicolae a explicat că a avut foarte multe întâlniri cu giurgiuvenii și a constatat că aceștia sunt interesați de activitatea politică din municipiu, dar au și multe așteptări de la administrația locală. Recomand primăriei municipiului Giurgiu să pună un accent deosebit pe prioritizarea investițiilor și cheltuirii resurselor financiare, pentru că cetățenii din municipiul Giurgiu uneori își doresc alte proiecte înaintea celor care se derulează în prezent. Închei prin a vă spune că organizația municipală Giurgiu este în continuu proces de extindere a numărului de membri, atât calitativ cât și cantitativ. În conferința de presă de astăzi, liberalii giurgiuveni au mai anunțat că în această perioadă vor definitiva un program electoral pentru alegerile locale pe care îl vor pune în dezbatere ulterior.